Vreau să se înțeleagă cât se poate de clar. Nimeni în România nu-l prigonește pe Allah. Avem moschei, îi respectăm pe toți musulmanii din România. Dar cred că în clipa de față nu este oportun ca în București să se ridice o mega moschee, iar Bucureștiul să fie transformat într-un loc de pelerinaj pentru musulmanii din toată Europa. Îi respectăm pe toți, sunt bineveniți în România cei care vor să viziteze România, dar în clipa de față abordarea noastră este una lucidă, ținând cont de interesele și de solicitările pe care și îngrijorările pe care le exprimă populația. Vreau să se înțeleagă foarte clar că nu suntem împotriva nimănui, dar suntem extrem de preocupați de tot ceea ce înseamnă prezentul și viitorul Bucureștiului. Am luat această decizie și cred că există momente în viața politică când mai trebuie să pasăm responsabilitatea de la unii la alții, ci să avem inițiativa și curajul de a spune ceea ce credem. În clipa de față, abordarea noastră este trebuie să consultăm populația și să facem tot ce ne stă în putință, prin mijloace legale și democratice, să stopăm acest proiect.